Bună, vă salut de aici la Liga Prieteniei din zona sud. Am urmărit un meci între băieții de la Biz Brazil și cei de la Devil. Sunt alături de Goe de la Biz Brazil. Bună seara, Goe! Bună! Hai, Goe, spune-ne ce ai mai făcut, prin ce peripeții ai mai trecut. N-am mai făcut nimic. Cum n-ați făcut nimic? Am câștigat 3-2, dar meci greu. Nu ne așteptam să fie așa greu. Nu știu, cred că ne dezavantajează terenul pe noi, probabil, nu știu. Nu ne iese jocul, e foarte aglomerat. Spații mici. Băieții au zis că și-au pus toată ambiția și-au vrut să fie surpriza serii și să vă învingă. Păi s-a văzut, ambiția au avut de 3 ori mai mult ca noi, la orice minge erau primii. Noi puneam piciorul ca domnișoarele, ei băgau piciorul serios, bravo lor. Noi n-am fost niște adversari pe măsură. Da, foarte buni, foarte buni, chiar nu mă așteptam, dar v-am spus, cred că dacă jucam pe un teren mai mare, cred că era altfel, era desfășurarea jocului, așa, neavând spații, e îngrămădeală, noi băgăm piciorul ușor, ne dezavantajează. Cât mai aveți, o etapă? Avem, da, Cipita și Restanță tot asta seară cu militari. Cum a fost campionatul din acest an pentru voi? Campionat frumos. Poate cel mai greu de până acum și cel mai intens. Foarte frumos campionatul. Așteptăm să vedem la anul. Ne bucurăm că am câștigat încă o dată, dar încă nu sărbătorim că mai matematic nu suntem campion, mai avem un meci. Și ultimul putea să și pierdem, dar nu vrem să pierdem, vrem să terminăm cu 17 victorii din 17 meciuri. Mult succes, vă doresc! Mulțumim! Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, Liga Prieteniei, să ne dați un like. De asemenea, să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com. Mulțumim frumos sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Eden Total Care și Cipita. V-am pupat!